Mai pe scurt, fostul bașcan al Găgăuziei, Mihail Formozal, s-a mutat cu traiul nu la Moscova și nici la Sankt Petersburg sau la Novosibirsk, ci în Germania. Vă mai amintiți, bineînțeles, cu ce se ocupa acest om pe când conducea Găgăuzia. Una din ocupațiile lui preferate era să întreprindă vizite regulate la Moscova după indicații prețioase, așa cum face astăzi Igor Dodon. Altă preocupare a sa era să organizeze referendumuri de aderare a Moldovei la Uniunea Vamală. A treia preocupare era să primească ajutoare umanitare din Rusia pentru Găgăuzia. Tot Rusia era cea care favoriza fabricile de vinuri din Găgăuzia. Iar acum aflăm că marele prieten al Rusiei și cel care s-a ocupat doar de apropierea cu Rusia a ales pentru a se stabili cu traiul Europa. Acea Europa pe care el ca și cum nu o suferea, cu care lupta. Și fiindcă se simte un pic cu musca pe căciulă pentru această consecvență a sa, atunci când a fost întrebat de un jurnalist despre noul loc de trai, lui Formozal i-a sărit muștarul. Когда я должностное лицо? Я на виду. Задавайте мне вопросы про меня лично, я вам все отвечу. Но что касается моей семьи, все 20 лет моей жизни, моей политической деятельности, никто ни одного звука не слышал от моей жены, от моих детей. То есть эта тема отдельно, это моя семья, это святое. Нельзя ее трогать, нельзя ее трогать, нельзя ее трогать. Nu vă atingeți de familia domnului Bașcan, care este bine mersi. Cei doi fii s-au stabilit în Germania, fiica cu soțul în Australia. Noi nu avem voie să-i supărăm pe Formozal și familia lui cu întrebări despre familie, despre locul de trai, în timp ce el ne-a tot furnizat mereu motive de neliniște și chiar iritare, cât era Bașcan la Comrat. Găgăuzilor le-au umplut capetele cu prietenia ruso-găgăuze, iar pe noi ne șantaja cu aceeași prietenie. Acum ne rog să nu-l supărăm pe el și pe familia lui. Pe noi s-a putut să ne supere și chiar enerveze. Noi acum nu avem dreptul nici să-l întrebăm. Astăzi un Dodon ne șantajează cu aceeași prietenie ruso-socialistă. Pe chestia acestei prietenii, el cu un an și jumătate urmă și-a trimis socialiștii săi să protesteze tocmai la Bruxelles. Și am avut impresia că mulți dintre ei vroiau să rămână acolo pentru totdeauna. Iar Renato Osată se bate cu pumnul în piept că lui nu-i trebuie nici Rusia, nici Europa, el e pentru Moldova. Numai că Dodon vara trecută s-a odihnit cu familia nu la Sochi, ci la Karlovy Vary. Iar Osată nu se plimbă într-o mașină de fabricație moldovenească, o căruță Motors, să zicem, ci un Rolls-Royce. Și deși ambii se jură că vor rămâne să trăiască în Moldova, parcă îi văd cum până la urmă toți spre Europa se vor trage pentru un trai liniștit și îndestulat. Și de asemenea ne vor ruga să nu-i deranjăm cu întrebări supărătoare. Mai pe scurt, revenind la Formozal, mai țineți minte cum se chinuia omul să lege două cuvinte în limba română și nu le mai lega? Să-l vedeți cum peste timp o să vin la Chișinău și nu o să mai zică nici zdraste, nici bună ziua, dar numai guten tag.